Un pariu că nu știai că pâinea veche cu care poți să spargi chiar capul poate fi resuscitată. Pâinea veche, tare ca piatra, am ținut-o sub un jet de apă pentru 30 de secunde pentru hidratare. Am pus-o pe o tavă și am introdus-o la cuptor pentru 10 minute și a devenit crocantă pe din afară și moale pe dinăuntru. Numai bună de mâncat!